Revenind la legile electorale, de ce susțineți partidul dumneavoastră votul într-un singur tur la alegerea primarilor? Și aici întrebarea directă e ce le spuneți celor care acuză deficitul democratic dintr-un asemenea sistem, faptul că pot fi aleși primari cu 20-30%, ceea ce ridică evident problema reprezentativității. Bun, aici sunt mai multe lucruri de menționat. În primul rând, noi nu am modificat legea. Este legea pe care a propus-o PDL-ul în 2011, dacă nu mă înșel. În al doilea rând, am citit aseară un studiu foarte interesant pe care l-a făcut IPP-ul în 2008, în ceea ce privește câștigul versus pierdere în cazul unui partid dacă aplicăm alegerea primarului într-un singur tur. Ei, această pierdere se rotește în jurul la 1%. Da? Deci, practic, noi nu putem să spunem că PSD-ul își dorește alegerea primarilor într-un singur tur pentru că are de câștigat. Este o idee falsă. Așa aș putea să vă spun că și primarii din PNL susțin această măsură, chiar dacă conducerea PNL-ului încearcă să se distanțeze. Aici e simplu. Dumneavoastră aveți vreo 2000 de primari, pe când opoziția are vreo 1000 de primari. Așadar, Păi și nu vi se par suficient de mulți 1000 de primari? Mie mi se pare o voce foarte importantă în PNL. Faptul că 1000 de primari îți spun că alegerea într-un singur tur este varianta pentru care ei optează să faci acest joc de ipocrizie atenție, și din perspectiva primarilor, că sunt 1000, că sunt 2000, din perspectiva primarilor, toți își doresc alegerile dintr-un singur tur. Acești primari nu sunt independenți, fac parte din PNL. Așa e. La fel cum și primarii noștri fac parte din PSD. Din perspectiva primarilor, alegerile dintr-un singur tur e o soluție foarte bună. De ce? Pentru că își garantează realegerea. Dar asta nu înseamnă că e și cea mai democratică. Un primar care nu și-a făcut treaba maximizează șansele. Cred că un primar care nu și-a făcut treaba, eu cred că are o mare problemă în a-și convinge alegătorii să vină la vot și să-l susțină în continuare. Deci o mare, mare problemă. Legea partidelor pare la prima vedere mai prietenoasă în sensul că acum se pot înființa partide cu 3 semnături, însă ONG-urile pe care le-ați avut invitate acolo în Comisia de Cod și care au susținut această lege? Și care au susținut această lege, n-au mai susținut însă altă prevedere introdusă, spun ei, pe ușa dândos, și anume modul de radiere al partidelor. Și spun așa, degeaba ne lăsa să ne înființăm cu 3 semnături, dacă ne radiați, dacă la 2 alegeri consecutive nu punem candidați în toată țara. Ce ne dați cu o mână, pierdem cu alta. Bun, lucrurile nu trebuie privite. Ce ne dați cu mână, ne luați cu alta. Pentru că, în primul rând, ONG-urile au fost prezente la discuțiile din cadrul comisiei și a subcomisiei și a comisiei mari. Noi am îmbrățișat acest proiect de lege, înființarea partidelor cu 3 membri. PSD-ul are o inițiativă legislativă, a fost inițiativa deputatului Mihai Sturzu pe care am semnat-o și eu. Din fericire, celelalte partide au înțeles necesitatea dinamizării vieții politice și schimbării legislației, dar haideți să ne amintim de la ce am plecat și unde am ajuns. Adică condițiile erau extrem, extrem de dificile pentru înființarea unui partid. Mai nou, Curtea Constituțională ne-a spus că nu erau nici constituționale. Și atunci, iată că am reușit să facem un pas înainte. În ceea ce privește radierea, răspundeam mai devreme și ascultătorilor dumneavoastră de la Hot News. Este foarte important ca un partid să încerci să-ți atragi cât mai mulți susținători și să ai cât mai multe proiecte. Nu să rămâi închistat într-o comună sau într-un oraș. Scopul tău este să prezinți cât mai mulți candidați la alegeri. Asta ce înseamnă? Înseamnă să faci politică. Și la nivel de comună, și la nivel de oraș. Vorbim de 75 de unități administrative, nu de 75 de orașe. 75 înseamnă și comună, și oraș, și municipiu. Însă sensul unui partid local sau regional, ăsta este să rămână un partid local. Și poate că nu vrea să-și propună să aibă în 75 de unități administrative candidați. Poate că el are o problemă de rezolvat în 3 orașe și acesta este sensul înființării lui ca partid. E, nu-i dați voie să funcționeze pentru că îi cereți să aibă în 75 de unități administrative candidați 2 alegeri consecutive. Și atenție mare, dacă n-are la localele din 2016, luăm un exemplu simplu. Legea poate intră în vigoare. Parlamentare. Nu are la locale, vin și europarlamentarele. Pentru europarlamentare nu am pus comisie, vin localele, nu are nici la parlamentare, că e un partid nou, e înființat alaltă ieri, are 3 membri.
Nu? Că tocmai spuneam că se poate înființa cu 3 membri. Și îl desființați. Deci după câteva luni de înființare. Partidul are posibilitatea inclusiv în alianță să candideze. Deci noi nu condiționăm respectarea acestei prevederi doar de către un partid. Deci un partid dintr-o anumită comună poate face alianță cu un partid dintr-o altă comună.